Manifestările dedicate Zilei Poliției Române s-au desfășurat în sala de ședințe a Consiliului Județean Olt, iar la eveniment au fost prezenți prefectul, numeroși reprezentanți ai instituțiilor publice și zeci de polițiști din Olt. Pentru început au fost citite mesajele de felicitare, iar primul a fost cel al ministrului afacerilor interne, chestorul Petre Tobă. Dragi colegi, cei 194 de ani sărbătoriți astăzi înseamnă mai mult decât istoria unei instituții. Este istoria evoluției și modernizării întregii societăți românești. Poliția română a fost parte a acestor transformări, adaptându-se mereu vremurilor, dar păstrând misiunea sa fundamentală de a apăra viața, integritatea și bunurile cetățenilor. Cei prezenți la eveniment le-au transmis și ei polițiștilor cele mai calde urări de ziua lor și i-au felicitat pentru munca și rezultatele obținute. Știm că munca dumneavoastră de polițist implică devotament și profesionalism, deopotrivă. Aspecte care dovedesc că instituția pe care o reprezentați este una sigură și credibilă. Vă felicit pentru activitatea pe care o desfășurați și vă doresc multă putere de muncă. Printre invitații care au luat parte la manifestările dedicate Zilei Poliției s-au aflat și foști șefi ai IPJ Olt. Face o deosebită plăcere să particip la sărbătoarea Zilei Poliției Române. Mărturisesc că sunt și am fost alături de dumneavoastră. V-am simțit mereu aproape. Am urmărit cu atenție activitatea și rezultatele dumneavoastră. Uneori am fost și critic, dar o critică constructivă. Și nu îmi rămâne decât să vă adresez cele mai calde felicitări. Cei prezenți la eveniment au păstrat un moment de reculegere pentru polițistul George Pălăștea, care și-a pierdut viața în misiune într-un accident de circulație petrecut în urmă cu 10 ani. Reprezentanții Poliției Olt i-au oferit familiei acestuia un ajutor financiar. Anul acesta, avansările în grad au lipsit din programul manifestărilor. Șefii instituțiilor publice au primit diplome pentru buna colaborare. Vă rog să-mi permiteți, domnule prefect, să vă mânesc diploma Inspectoratului de Poliție al Județului Olt. Inspectoratul pentru situații de urgență Matei Basarab Olt. Șefii polițiilor din județ, care au obținut rezultate bune anul acesta, au primit diplome de excelență, iar câștigătorii competițiilor sportive au fost răsplătiți cu mingi de fotbal. De la eveniment a lipsit șeful Poliției Olt, Cătălin Florescu, aflat în concediu. Pentru adjunctul său, comisarul șef Nicolae Trifu, a fost ultima participare la Ziua Poliției, întrucât din toamnă acesta se va pensiona. Această instituție ne-am petrecut cei mai frumoși ani ai vieții, dar și este instituția care ne-a dat cele mai mari realizări profesionale. Vă mulțumesc!